se declară Duhul Sfânt, că mă-nsting mâna cu îndurare. Duhul Sfânt, ce-mi arăta mea putere să rămâie necredințat, că-și brațul îl întind cu îndurare, ca să fii tu binecuvântat. Multe lacrimi ce se varsă, ce-n rugăciune mă chem, să mă prezint cu îndurare și pe nume să te chem. Pune-ți dar nădejdea-n mine, că sunt bun și milostiv, ca să te-ntăresc pe stâncă, că sunt Dumnezeul viu. Nu privi la rana ta, că-și deznădejde tu stai, ci privește înspre mine, că sunt izbăvirea ta. Sunt Tatăl care mă-ne dur, de cel cu credință mă cheamă, că sunt Domnul tău și spun, îndrăsnește tu dar iară. Rui mene gobeți meniat, e prau de simpardo și brui de mene gobeți eliet zimenia de vol. Aleluia. Ascultă poporule de legământ ce declară Domnul prin Duhul Sfânt. Cunosc râvna ce o ai pentru mine, dar și neputința de care te lași cuprins, căzând în desnădejde în luptă. De aceea zice Domnul prin Duhul Sfânt, iată, mă adeverest inimilor care sunt cu Duhul zdrobit. Priviți înspre stânca din care ați fost ciopliți ca să primiți putere, stăruind în rugăciune, aducând jertfe plăcute mie, cu mulțumire, că sunt cel ce privesc cu îndurare de la înălțimea cerurilor, ca să cercetez de aproape și să binecuvintez de departe. Nu-ți mai pune încrederea în mâna omenească și în cuvântul unui om, ci pune-ți nădejdea în cuvântul care iese din gura mea, căci este plin de putere. Ai văzut de atâtea ori izbăvirea cu care ți-am ieșit în cale și dreapta mea care n-a obosit asfalt face mult bine. Iată căci mă încin cu îndurare să mă fac descoperit față de starea ta, că sunt cel atotputernic după cum ți-am adeverit. Menegobet zimbardo șebruiden eliet menevoltmen. Da, zice Domnul prin Duhul Sfânt, față de cei ce luptați în lupta cea bună și purtați coveri și spuneți că sunt atât de grele, este adevărat, dar veniți cu ele la crucea mea, căci eu sunt cel ce mă plec în durare ca să le ridic și să puteți fi înviorați. El volt șebrui simeniat, pentru că trăiți o vreme în care lupta este în voi, căci vrășmașul este cel ce intervine ca să încurce planurile mele în dreptul multor inimi. Dar eu ce-am făgăduit împlinesc pentru că-și veghez îndeaproape. Menevol șebrui simeniat, nu vă pierdeți răbdarea în lupta, fiindcă ce-am făgăduit eu, Domnul, rămâne făgăduit și veghez să aduc la împlinire. Evolt simeniat,
Brui menevie, ce brui simenia de voltment, da, zice Domnul prin Duhul Sfânt, săgețile sunt îndreptate înspre mulți dintre voi, dar nu priviți la ele, ci luptați-vă să fiți la adăpostul meu, că atunci când ele vin, le veți vedea, le veți auzi buietul, dar nu vă vor atinge, pentru că ce întăresc eu rămâne întărit, ce binecuvintez eu rămâne binecuvântat, pentru că eu vă dau o hrană sfântă, o mană prin care să puteți fi întăriți în Duhul. Menevol și brui simenia de voltmen, iar cât privește despre cei ce varsă lacrimi în familiile lor, care spun căci nu mai au nicio scăpare, nu vă pierdeți nădejdea, zice Domnul prin Duhul Sfânt, căci nimic nu poate sta ascuns de mine. Evolt simenia de voltmen, voi toți cei ce ați gustat și ați văzut căci bun sunt eu, Domnul, evolt simpardo de voltmen. Da, adeverește Domnul prin Duhul Sfânt, adânciți-vă, zice Domnul, în stăruința, în rugăciune, având, zice Domnul, dorința să fiți umpluți de pace, să puteți lupta după dreptate fiind lumină și sare, zice Domnul, luptându-vă să fiți de pace așa cum am lăsat-o eu chiar în mijlocul ucenicilor mei. Evolt simenia de vie, oare nu pot eu, Domnul, să modelez inima? Oare toiagul și nuiaua mea s-au scurtat? Nu, zice Domnul, sunt aceleași. Evolt simpardo de vel, pentru că își ferice va fi de inima ce se va lăsa prelucrată și va căpăta, zice Domnul, îndurarea mea spre mântuire așa cum sunt ceruți, căci mulți s-au depărtat de calea adevărului și nu mai ascultă de sfaturile mele, ci din pricina aceasta vine nenorocirea. Dar ferice e de omul care stă în spărtură, chiar dacă rănile sunt usturătoare și poverile sunt grele, sunt samaritianul milos, ce mă plec cu îndurare ca să-mi arăt slava. Evol simenia de volt, nu uita, poporule de legământ, că ți-am dat o nume sfânt. Adâncește-te, zice Domnul, în cuvântul meu și luptă-te să-l trăiești, în starea de viață ce o ai și lupta ce o duci, întru toate să fii lumina ei, că atunci cel ce v-a biruit, zice Domnul, cel ce a zdrobit boltul morții sunt eu, Domnul, și ți-am arătat de atâtea ori că te iubesc. Evol simenia de vie. Da, zice Domnul prin Duhul Sfânt, mulți aruncă poveri asupra umerilor mei și mă mână într-o parte și într-alta, dar ei nu-și fac partea și așteaptă să se împlinească făgăduința mea. Ascultă, poporule de legământ, ce declară Domnul prin Duhul Sfânt. Ferice este de sufletul care este împreună lucrător cu mine, ca să poată birui și ca să se vadă slava îndurărilor mele. Sunt Domnul ce m-am încins cu îndurare că te iubesc, și spun, luptă-te să-ți faci partea ta, cerând un de lemn sfânt și înmiresmat în starea inimii tale, ca să fii umplut de putere să biruiești, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Amin.